Bună seara, stimați respectatori ai televiziunii române. Din același centru de cercetare teologică al Facultății noastre de Teologie, un salut în plină primăvară. Astăzi am prăznuit pe Sfântul Benedict de Nursia. Recunosc că e unul dintre cei mai dragi sfinți ai mei și din bucuria aceasta bucuroasă și binecuvântată că în urmă cu ceva ani am reușit să traduc în limba română viața lui, o viață cu totul și cu totul diafană, plină de minuni și de dragoste. Într-o fel sau altul, cred că toată viața noastră ca teologie legată de bucuria aceasta de a însoți cu rugăciunea, de a întâmpina, mai bine zis, cu rugăciunea, către un sfânt de genul acesta al Sfântului Benedict. Și trebuie să spun că întotdeauna când îl gândesc în ansamblul bisericii, mi-e drag pentru că din el au izvorât o cultură întreagă, aceea răbdării, a muncii, a iubirii, a dragostei către aproapele și a minunii, de ce nu? Cuvântul de astăzi se leagă de el, dar se leagă și de Psalmul 59, cel care, într-un fel sau altul, curge din Psalmul 58. Țineți minte că aseară am citit împreună un psalm pe care David l-a scris, l-a gândit, l-a dăruit la vremea când era alergat să fie asasinat. Nici astăzi psalmul nu este departe de un astfel de moment greu. Este un psalm al lui David scris pentru mai marile cântăreților, pentru cei ce se vor schimba spre învățătură, când a ars Mesopotamia Siriei și Sova Siriei și s-a întors Iacob și a bătut pe Edom în Valea Sării 12.000. Cu alte cuvinte, e scris într-un moment istoric, pentru un moment istoric. De aceea începe atât de dureros aproape. Dumnezeule, lepădatul ne-ai pe noi și ne-ai doborât, mâniatul te-ai și te-ai milostivit spre noi. Cutremurat ai pământul și l-ai tulburat pe ei, vindecă sfărâmăturile lui că s-a cutremurat. Arătat ai poporului tău asprime, adăpatul ne-ai pe noi cu vinul umilinței. Așa merge mai departe, în smerenia aceasta dureroasă, textura acestui psalm. E un text al durerii, al durerii născute din înfruntarea morții și nu întotdeauna din biruirea ei. Dar ceea ce este mai important este că de fiecare dată David nu-și pierde nădejdea. Seamănă mult Benedict de Nursia cu el. Spune așa, David: dat-ai celor ce se tem de tine semn ca să fugă de la fața arcului, ca să se izbăvească ce iubiți ai tăi, mântuiește-mă cu dreapta ta și mă auzi. A fi mântuit cu dreapta de Dumnezeu înseamnă, de fapt, a sta tot timpul sub protecția Lui. A învățat să fugi din ținta arcașului dușman și, mai cu seamă, a învățat că Dumnezeu grăiește în locul cel sfânt al Său. Și ce zice Dumnezeu? Bucura-mă voi și voi împărți Sichemul și Valea Sucot o voi măsura. E momentul în care Israelul primește Ierusalimul. Mâine este o nouă zi.